venit dintr-o mini-vacanță și urmează să plec în alta, dar m-am gândit să facem o săptămână împreună, da? Eu, este o serie de videoclipuri pe care vreau să o încerc așa mai nou, de vloguri, vloguri zilnice, da? O săptămână cu mine. Iar în prima săptămână pe care o să o fac din această serie, vreau să lucrăm împreună și să vă arăt trei topuri pe care eu mi le pregătesc pentru mare și plajă. Acum, ca să vă explic puțin înainte să intrăm în detaliu, eu am început să lucrez trei produse pe drumuri, prin autocare, da, prin trenuri și așa mai departe. Și eram convinsă și eram ferm convinsă că o să primesc numeroase solicitări în care o să mă rugați să vă arăt tutorial, tutorial, tutorial. Numai că eu nu pot să filmez tutoriale fiind lucrând pe drumuri și așa mai departe. Acum s-a întâmplat că am revenit acasă și vreau să petrecem această săptămână împreună. Eu o să vă arăt progresele mele cu topurile, o să vă explic toate detaliile, dar nu o să facem tutorial pas cu pas. Poate pe aici, pe acolo o să vă arăt mici chestii, da? Dar în mare o să povestim, vorbim așa, da? În fiecare zi ne vedem și vă mai zic la fiecare ce am făcut, ce am lucrat, cum a decurs și așa mai departe. Primele 3 zile eu o să iau fiecare top separat, pentru că e mai mult de vorbit la început și e mai mult de povestit și atunci, ca să nu încarc un videoclip cu toate cele 3 topuri la care lucrez, astăzi eu o să vă prezint primul top, mâine al doilea și după aceea al treilea, iar după aia o să le luăm, da, pe fiecare, adică o să vă tot arăt progresele zi de zi, da? Bun! Bine ați venit pe canal! Am uitat să vă spun, bine ați venit pe canal! Dacă încă nu sunteți abonați, vă rog din suflet să o faceți, pentru că pierdeți tutoriale, pierdeți videoclipuri, da? Foarte multe, pe canalul meu deja am decurs de un an și jumătate, sunt foarte multe tutoriale, foarte multe videoclipuri, da? Foarte multe sfaturi utile, găsiți orice, e suficient să căutați. Încă ceva, fetele, în perioada asta când sunt plecată și așa mai departe, în vacanță, eu postez mai mult pe Instagram, da? Nu postez pe Facebook ca să nu încarc pagina cu poze personale, mai îmi scapă și acolo câte ceva, dar majoritatea pozelor pe care le fac eu de pe unde sunt pe Instagram. Pe Instagram mă găsiți cu același nume, Violette Happy Needles. Este același nume pe care l-am și pe Facebook și pe YouTube. Bun, să nu vă mai rețin, dar de fapt de ce să nu vă mai rețin? Că și așa videoclipurile mele nu sunt atât de lungi, așa că se dă în drum. Bun, primul top la care lucrez, eu o să recunosc că l-am postat să văd dacă pot să întorc manichinul. El la mine pe spate e scos pe niște andrele suplimentare ca să pot să-l îmbrac pe manichin, da? Vă spun așa. Toate cele trei proiecte pe care eu le lucrez nu sunt calculate, da? Le fac așa cum lucram înainte să am canalul, da? În inspirație de moment. La mine aceste trei proiecte nu au fost desenate, nu au fost calculate, nu au fost nimic. Cum mi s-a părut mie la un moment dat, așa am procedat, da? Unde a trebuit să fac adunări, am adunat, unde a făcut scădere, am scăzut, da? Nu vă așteptați aici la aritmetică, matematică și nu știu ce. Eu pur și simplu o să vă povestesc cum iau eu decizii și cum lucrez bucățică cu bucățică fiecare bluziță, da? Eu vreau ca această săptămână cu mine să fie una interactivă, să vă fie interesant să vă uitați la aceste vloguri și să aflați foarte multe informații utile printre rânduri, da? De aceea urmăriți-le, pentru că eu o să vă spun foarte multe chitibușuri aici pe care poate le omit în tutoriale sau... Na, se mai întâmplă sau poate nu am apucat să le spun, da? Bun, topul. Feblețea mea. Când m-am apucat de el, n-am știut ce o să iasă. N-am știut ce vreau să fie. Am vrut să testez modelul cu frunzele. Știți că am tutorial pentru această margine de frunze, partea de jos. Și eu v-am mai spus în alte videoclipuri, eu întotdeauna după ce scot un tutorial, de multe ori, mai ales la modele, lucrez eu după el ca să văd cât de inteligibil este. Pentru că, da, se întâmplă câteodată să filmez un videoclip și când încep eu să-l ascult, eu nu înțeleg, da? Înțelegeți ce spun? E un paradox total. Ei, și am apucat să testez, da? Să testez modelul de frunze.
Și zic, pe ce să mă apuc, pe ce să mă apuc? Vă spuneam eu că de mult ziceam că nu poate să treacă vara fără să aveți un lucru lucrat din Diva Stretch. Este Alize Diva Stretch. Dacă îl vedeți, așa arată eticheta. Este un fir. Codul ăsta e 610, este un turcoaz, turcoaz spre verde. Nu știu în cameră dacă se vede, dar e turcoaz spre verde, că mai există un cod care bate spre albastru. Sunt două tipuri de turcoaz. Ăsta este 610, Alize Diva Stretch, da? Acest fir este alcătuit din microfibră, are 92% microfibră și 8% elastan, da? Deci este un fir care se întinde, da? Vedeți? E foarte elastic. Acest fir se folosește în special la costume de baie. O să-l regăsiți pe toate forumurile, pe Pinterest, pe YouTube. O să găsiți costume de baie lucrate cu acest fir, da? Alize Diva Stretch. Este fir universal. În același timp, firul ăsta are, deci în 100 de grame, sunt 400 de metri. Deci vă dați seama cât este de mult fir în 100 de grame. Sunt 400 de metri. Și andrenele recomandate între 2 și 3,5, dar vă spun ceva, 3,5 este foarte mult, da? 2, eu lucrez cu 2 firul și nu iese transparent, da? Nu, bineînțeles că se poate lucra și cu croșeta fără nicio problemă, la croșetă între 1 și 3 recomandă. Nu l-am lucrat niciodată în croșetă, recunosc, dar știu fete care au tutoriale cu costum de baie din acest fir, deci puteți să vedeți acolo cu croșeta cum stă treaba. Pe etichetă scrie că se poate spăla manual, aruncați la mașină, microfibra nu se întâmplă nimic la mașină de spălat, atâta timp când nu o spălați la 90 de grade sau la 60 de grade. 30 întotdeauna. Orice fir, dacă îl băgați la mașină de spălat, 30 de grade, da? Nu depășiți 30 de grade. Chiar dacă scrie pe etichetă, nu știu ce, nici la bumbac, nici la încercat, să păstrați limita de 30 de grade, sfatul meu. Bun. Acum, ce s-a întâmplat? Eu am testat modelul în partea de jos a frunzelor. Mai departe zic ce să fac, ce să fac. Și s-a întâmplat că am o fustă. Mi-am luat această fustiță de la H&M. Și m-am gândit eu că ar fi ideal, ca în partea de sus, să am la ea un top tip corset. Și am început, am zis așa, pentru că orice corset, ca să știți, asta e de la croitorie, corsetele, toată ținuta lor este în talie, da? Nu aici, cum de-aia vedeți de multe ori la anunți, că mireasa își trage pentru că nu are corsetul bine cusut în talie. Ei, în talie trebuie să fie strâns, așa. Și am început să lucrez cu elasticul unul cu unul, fără să fac micșorări, pentru că datorită modelului, da, el oricum se strânge pe talie și o să se așeze bine. Haideți să încep cu numărul de ochiuri. Eu pentru top, este mărime pentru mine, eu în general sunt între M și L, da? Am variații de greutate foarte mari, de la o săptămână la alta, așa sunt, e organismul meu, și eu câteodată lucrez M, câteodată L, e irelevant, da? Oricum firul e elastic, nicio treabă. Voi faceți după cum, da? După dimensiunile voastre. Am început cu 220 de ochiuri de jos, cam 200 și... Da, 220-220 și un pic. Acest model are un multiplu de 16 ochiuri, da? Și împărțiți și voi vedeți, nu știu câți colți am aici, dar undeva la 220 de ochiuri. Am luat pe andrele numărul 2. Circulare. Culese de 40. Se lucrează foarte repede. Bun. Și mi-am lucrat modelul, vă spuneam, după aia am trecut la elastic 1 cu 1 ca să fie mai strâns în talie, da? Acum, fetele, eu o să dau camera mai aproape și o să vă arăt că o să vă arăt ceva. Dacă lucrați pur și simplu topul ăsta drept, da? Să zicem, fără adunări, fără scăderi, fără nimic și așa mai departe, el o să se tragă în jos, pentru că voi în partea de sus a bustului sunteți mai mari, da? Decât în talie, vorbesc la fel. Și atunci aveți nevoie de volum în partea bustului, da? Și eu am făcut aici niște șmecherii, astfel încât, o să vă arăt de aproape, să-mi fie spatele, da? Să mi se ducă în spatele mai decupat, da? Să am un rotund frumos la spate, pentru că nu am vrut aici, când hainele, știți că se mai strâng aici în spate și se mai încrețesc.
Și eu am vrut să evit lucrul acesta și am, bineînțeles că am optat la rânduri scurte. Dau camera acum aproape și vă arăt ce decizie am luat la bust, da? Și cum am făcut așa. Da? Am lucrat marginea aici, după care am mai lucrat undeva încă 20 de centimetri. Deci eu cam până aici am 30 de centimetri. De fapt, măsurați până sub bust, da? Până cât aveți voi nevoie de lungimea tricoului sub bust. Încă o chestie, eu nu v-am spus. Când lucrați, bineînțeles că firul acesta nu este așa, el acum este călcat, să știți, da? Deci eu am, ca să vă arăt mai frumos modelul, să fie mai frumos, eu pur și simplu am luat fierul și la 1, da, foarte puțin am călcat doar marginea, da? Nu elasticul, elasticul mie trebuie să-mi rămână, da, vedeți? Să-mi rămână așa. Fără, uite că o să întind acum firul. Iar partea de jos eu am călcat-o, am călcat toți acești colțișori ca să se așeze, da, frumos, să se întindă frumos, da? Pentru că la spălat nu ieșea încrețirea aia care se produce în lucru, da? Știu că mai am unele comentarii că, vai, că nu se vede frumos, nu știu ce, păi în momentul lucrului, dacă eu vă mai prezint așa mici fragmente, n-are cum să se vadă, pentru că toate firele sunt șifonate, toate contează foarte mult. Călcatul, spălatul, da, după aceea lucru își capătă, practic, frumusețea lui. Nu în momentul lucrului, normal că în momentul lucrului toate sunt șifonate și sunt așa mai departe, da? În fine, acum, partea din față. Haideți, eu am dat camera foarte aproape ca să vedeți, da? Eu am ajuns la 30 de centimetri. Uite aici e începutul meu de rând. Ce am făcut? Am împărțit, da? Am separat fața și spatele, da? Adică mi-am pus marker și aici și aici. Și mi-au rămas 110 ochiuri pe față, 110 pe spate. Acum, ochiurile de pe față le-am împărțit în 3, da? Fix în 3, da? Am delimitat 3 zone. Și am început să lucrez cu rânduri scurte. Fiți atenți, da? Vă arăt așa. Am mers cu rândul până aici, până la linia asta de pe lateral și am prins 3 ochiuri. Iarăși m-am întors, da? Eu o să tot sucesc ăsta. Iar am prins 3 ochiuri, da? Deci am făcut du-te vino, du-te vino, vedeți? Astfel încât la mine în spate, uitați, o să întorc așa. La mine în spate vedeți că se duce, vedeți că e mai scurt aici, iese mai scurt porțiunea asta. Pentru că eu am lucrat fața, practic, iar de fiecare dată când am lucrat rândurile pe față, eu am mai prins câte 3 ochiuri din spate, 3 ochiuri, da? Tot m-am dus încolo, încoace, încolo, da? Dus, întors, dus, întors și am prins 3 ochiuri, 3 ochiuri, da? Iar în față, pe liniile astea, da? Unde am eu împărțit, a fost împărțit în 3, am lăsat mijlocul așa cum este el. Iar aici, vedeți, că sunt înmulțiri, da? Eu când am lucrat, uite așa, pe față, da? Mergeam cu rândul așa. Aici am făcut un jeteu. Am lucrat ochiurile din mijloc, care sunt vreo 34. Iarăși am făcut un jeteu și m-am dus până lateral. Am prins 3 ochiuri din spate, m-am întors înapoi, da? Când m-am întors înapoi, eu jeteurile le-am transformat în ochiuri, da? Iarăși am prins 3 ochiuri. Iar am venit înapoi, iar am făcut înmulțiri, da? Practic eu de în fiecare al doilea rând aici am făcut înmulțiri, da? Ca să știți, ca să iasă această formă de cupă de sutien. Bun? Bun. Acum, voi vă măsurați cât aveți de la, din partea de sub sân până la sfârcă, aproximativ, chiar un pic mai jos, da? Și eu aici am făcut înmulțiri pe interval de vreo 7 cm, da? Mi-am tot adunat aici ochiuri și vedeți că ele se duc datorită acestor înmulțiri, da? Vedeți că rândurile o iau în dreapta și respectiv în stângă. Când am ajuns la cei 7 cm, eu deja aici aveam 7 cm, iar în spate nu aveam nimic, da? Vedeți că spatele meu, eu prinzând tot 3 ochiuri, automat, da, lucrul meu o ia în diagonală, nu știu cum să mă exprim, da, se duce în scădere, da, se pierde. Bun, am ajuns la cei 7 cm și am continuat să lucrez rânduri dus, întors, până am prins toate ochiurile aici, da, câte mai aveam aici pe spate, până le-am prins pe toate. Și practic, vedeți că aici am vreo 2-3
centimetri în care nu n-am mai făcut înmulțiri, pentru că este suficient. Deci pentru bust, bustul meu probat pe mine, mie mi este suficient linia asta de înmulțiri. Dacă voi sunteți mai aveți o mărime mai mare, da? Vă lucrați aceste înmulțiri mai lungă, da? Faceți linia, mai mergeți până ajungeți, da, până la nivelul sfârcului vostru. Bun? Cam așa. Este un top pe care v-am spus să lucrez pe bucățică cu bucățică, da, pas cu pas și iau decizii pe parcurs. Acum, o să vedeți în alt episod, probabil când al patrulea, o să vă arăt cum o să procedez în partea de sus, pentru că în partea de sus deja o să fac scăderi, da? Pentru că aici deasupra linia bustului, da, topul trebuie să fie mai strâns pe corp, da, să nu alunece. Dar vă spun că îmi place atât de mult cum iese, deci îl ador. O să iau camera de pe așa, să vă arăt pe ansamblu așa, mai aproape. Deci ador cum se așează și culoarea și modelul și nu e mare scofală să lucrezi așa ceva, da? Trebuie doar un pic de răbdare și puțină, cum să zic, imaginație, da? Practic, eu ce am făcut? Eu am luat un corset pe care îl aveam și am văzut cum are liniile croite, da? Eu fiind lucrând și la rochii de seară, eu lucrez rochii de seară, eu știu cum se lucrează un corset din material. Și am zis că de ce să nu aplic fix, da, mă văd acolo în reflecție, am zis că aplic fix aceleași tehnici la unul tricotat, de ce nu, da? Am avut un comentariu pe care l-am ignorat, că de ce postez pe pagina mea lucruri legate de croitorie când noi tricotăm și croșetăm? Păi fără croitorie nu faci nimic, să știți. Fără puțină proiectare vestimentară nu prea faci nimic, da? Dar nu mă supăr, sunt oameni care nu cunosc și nu mă supăr, da? Bun, deci cam asta este videoclipul de astăzi. Eu îmi iau la revedere, ne vedem mâine și o să vă arăt al doilea top la care lucrez, iar pe parcurs ce o să mai continui cu acesta, eu o să vă mai țin la curent, da? Cum se lucrează și cum. Dar chiar vă recomand, este foarte frumos și chiar mă gândeam că uite aici mie mi s-a terminat primul ghem și cu siguranță că nu o să-mi intre încă un ghem ca să termin partea de sus a topului. Și mă gândeam ca din restul de ghem să fac pur și simplu o betelie la o fustă, da? Și iar fusta în jos fie să o continui din material, fie să o croșetez, să o fac niște, cu croșeta niște, cum să le zic, niște scoici, ceva interesante, da? Ceva cu volane, dar vedem. Momentan mă acces pe acest top. Eu cred că informațiile din videoclipul de azi vă sunt foarte utile și puteți să vă lucrați și voi oricând un astfel de obiect pentru vacanță și pentru mare, de ce nu? Eu l-am făcut plecând de la fustiță. V-am mai spus de nenumărate ori că întotdeauna în momentul în care vă alegeți lucrurile pe care să le tricotați sau croșetați, să vă gândiți cu ce le puteți asorta din garderoba voastră. Acesta a fost videoclipul de astăzi și vlogul de astăzi. Nu avem tutoriale pas cu pas, nu avem regie, tăieturi, montaj prea mult aici. Cum am filmat, așa o să postez. Sper să vă placă. Eu am vrut să vă arăt puțin realitatea mea, da? Așa cum lucrez eu, așa cum procedez eu în momentul în care fac un proiect nou sau când lucrez fără ca să am un desen. De multe ori ați văzut că pentru tutoriale îmi fac schițe, îmi fac calcule, îmi fac multe socotele acolo, dar uite, astea sunt așa, luate, decizii luate pe moment, da? Bun, noi ne vedem mâine, mâine cu al doilea top, sunt toate trei, sunt foarte diferite între ele, da? Vă aștept cu drag, vă pup și vă doresc o zi extraordinară! Pa, pa!